Conducerea primăriei și specialiștii de la Biroul de Taxe și Impozite Locale au operat facilități fiscale aprobate de către Consiliul Local în acest an pentru persoanele fizice. În prima parte a acestui an au fost depuse 163 de cereri de acordare a facilităților fiscale, care au fost rezolvate astfel. Au fost acordate 132 de facilități fiscale, în urma cărora a fost încasată suma de 261.517 lei, suma redusă fiind de 147.427 de lei. Cu acel beneficiu de care putea să aibă parte cei care își achitau baza, erau scutiți de 73% din cuantumul penalităților. Două cereri au fost respinse deoarece nu se încadrau în prevederile OG 44. 29 de contribuabili nu au respectat condițiile facilității. Și persoanele juridice au solicitat facilități fiscale. O parte au fost acordate, însă altă parte nu. Asta pentru că nu toți agenții economici au respectat condițiile stabilite pentru obținerea unor astfel de facilități. Pentru persoane juridice au fost depuse 46 de cereri de acordare a facilităților fiscale, care au fost rezolvate astfel. 35 de facilități fiscale aprobate, pentru care s-a încasat suma de 262.111 lei, iar suma redusă a fost de 122.469 de lei. 11 contribuabili nu au respectat condițiile facilității. Încasările taxelor și impozitelor locale la sfârșitul primului semestru sunt mai mult decât mulțumitoare. De asemenea, ca și situația încasărilor la sfârșitul primului semestru al anului 2016, putem spune că lucrurile stau bine, în sensul în care pe impozitul de transfer pe proprietate avem 62% încasări, impozitul pe clădiri 86% încasări, impozitul pe teren 127% încasări, taxe judiciare 129% încasări, impozit pe mijloace de transport 97% încasări, eliberarea autorizației 71% încasări, alte impozite și taxe fiscale 106% încasări, venituri de închirieri 64% încasări, venituri de împrestări servicii 78% încasări, taxe extrajudiciare de timbre 77% încasări, venituri din amenzi 95% încasări, unul din cele mai bune procente din ultimul timp, asta ca și urmare a măsurii impuse prin codul fiscal, că orice taxă și impozit care se achită trebuie să aibă în primul rând achitarea amenzilor de la rolul fiscal respectiv. Și încasările la alte capitole bugetare sunt mulțumitoare și determină conducerea primăriei să fie optimistă în ceea ce privește realizarea indicilor bugetari propuși. Diverse venituri, 67%, astfel încât am putea spune că la acest moment, pe totalul la prima jumătate a anului, avem 90% încasări, ceea ce este un lucru foarte bun. Conducerea primăriei mulțumește romașcanilor pentru civismul arătat prin plata conștiincioasă a taxelor și impozitelor locale și asigură că bugetul va fi cheltuit la fel de judicios ca și până acum, pe proiecte menite să continue dezvoltarea municipiului roman.